Începem partea a doua a emisiunii cu o veste extraordinară. Este, mă, fraților, am urcat un loc în clasamentul mondial al puterii militare. Ha, ha, ha. Global Firepower, locul 39 din 138 de state comparate. Și avem de 30 de ori mai multe tancuri decât Ungaria. Ha! Cum ar veni, Ungaria are vreo 2-3 tancuri, cam așa ceva. Hai că i-am ciuruit, ce să mai... De bucurie, dați-mi voie să fac și eu o demonstrație de forță militară. N-am făcut armata. Ce ziceți? Note? Mulțumesc, mulțumesc. Încă o dată? Nu, nu, că dacă mai fac o dată, urcăm încă 3 locuri în clasamentul puterilor militare. Primesc naibii și vreo decorație de la domnul Iohannis. Da, deci e bine, e foarte bine. Uite că n-am băgat degeaba o basculantă de bani în avioane expirate, am urcat în clasamentul puterilor militare. Cine e bun, lumea te vede, cum spunea regele și capitanul nostru Gică Hagi. De fapt, ce capitan? Cred că l-au avansat și pe el, a ajuns măcar colonel, nu? Dar să revin, așadar, ce urmează cu clasamentul ăsta mondial? Tragerea la sorți pentru preliminariile războiului mondial 2022? Doamne ferește, oare cu cine ne batem pentru calificare? Ne putem bate acasă, ori în deplasare? În ce urnă valorică ne aflăm? Să nu picăm naibii cu Rusia, cu Germania, că am pus-o. Poate aranjăm și noi să picăm cu Andorra, cu Feroe, cu... Haide, domne, că suntem și noi atenți, dăm și noi acolo un procent în PIB. Cu cine trebuie să vorbim? Că... Investim în apărare. Armata are un plan de înzestrare extrem de ambițios. Cine zicea, mă, că organul nu acționează, nu... Iată, niște jandarmi din Prahova au prins doi amărâți care furaseră 3 brazi din pădure, i-au filmat, iar imaginile au fost postate de șefii lor pe internet. Da, cam ăsta e nivelul, ce să... Se laudă și ei cu o căruță de cetină smulsă din mâinile traficanților. Era frumos ca prin spate să se vadă trecând așa tiptil niște tiruri burdușite cu lemne. Da, să nu deviez. Uite, am apreciat faptul că jandarmii au lăsat pe net și această replică. Șeful, nu mai să nu dați noi. Șeful, nu mai să nu dați noi. Haideți, doamnă, unde ați văzut dumneavoastră jandarmi care bat oameni, aud? Ce-i cu insinuarea asta, doamnă? De ce veniți cu asemenea idei? Nu mai umblați, doamnă, cu clișee, cu prejudecăți, cu șopârle de-astea. Că imediat au sărit câțiva comentatori. Are dreptate! Ce ați uitat cum jandarmeria a bătut oameni în Piața Victoriei acum 2 ani? Hai să fim serioși. A trecut, domne, gata, s-a dus, capitol închis. Păi da, justiția n-a găsit nicio dovadă, nu e nimeni vinovat pentru acele evenimente. Plus că acolo au fost și trucaje multe, a fost și manipulare. Ce să mai... Asta e adevărul. De altfel, unii dintre șefii acelor jandarmi au fost promovați sau decorați. Apropo de ultimele decorări și promovări, Iohannis l-a avansat în grad pe chestorul Despescu. Da, acel Despescu celebru pentru o teză de doctorat plagiată grosolan, așa, cu lopata, tată, cu bastonul, cu tunul de gaze lacrimogene. Frumos, nu? Domn profesor Klaus Iohannis, protectorul educației, autorul veșnic neterminatului proiect România Educată, îl avansează în grad pe un plagiator. Da, domn președinte, știm, n-ați auzit de acest subiect. Ce să n-auzi, mă, se uita în altă parte, era și gălăgie, știți cum e. Da, vă interesați? Ne promiteți că vă interesați și reveniți? Domn președinte, dacă tot vă interesați, vedeți că așteptăm lămuriri și în legătură cu decorarea asistentei domnului Vela de la interne, fostă consilieră a domnului Gheorghiu de la cultură. Adică doamna spunea că acum câțiva ani vindea detergenți într-un magazin, dar făcea treaba asta cu pasiune. Asta e foarte bine că presta cu pasiune, dar am vrea și noi să știm cum a dus-o pasiunea în poziția de a fi decorată acum de dumneavoastră. Că am auzit că ar fi competentă, dar știți cum e, vrem și noi o dovadă, ceva, că sigur aveți o analiză ca lumea, doar nu v-ați luat așa după gura lumii, nu? În tot cazul amendeșteți, bă, nu proști ca voi.
Să remarcăm acum și o performanță din agricultură. Iată, un grup de investitori din România a făcut peste 1 milion de euro din anunțuri false cu vânzarea unor utilaje agricole. Adică, pe scurt, acele utilaje nu existau. Ceea ce nu înseamnă că nu erau extrem de performante, evident. Erau dintre cele mai bune, cu siguranță. Păi altfel n-ar fi câștigat băieții 1 milion de euro. Nu că a avansat și agricultura, a avansat enorm. Nu mai faci treabă cu calul și căruța. Păi puneți voi un anunț pe net că vindeți un plug de la tras de boi, să văd câți bani scoateți. Ei, ați văzut? Băieții au văzut, domne, ce se caută, au plantat niște anunțuri pe internet, iar după o vreme au adunat recoltele, adică banii. Tot agricultura e și asta, ce? Halal tractorist. Ah, și stați, că mai era una cu utilaje. L-ați văzut pe părintele cu excavator? Vai, părintele excavatorie, zis și demolatorie. Filmează-mă! Filmează și filmează-mă! Părinte, stăpân la gemitere aici, face ce vrea cu oamenii. Păi ce face? Ne apucăm la bătaie? Suntem nebuni? Ești nebun. Hai, pe dracu. Lăsă-l să fărâme, bă. Lăsă-l să fărâme, bă. Hai, de aici, părinte, la gemitere, la liceu. Hai că mi-am făcut un cavou aici și părintele-i fărâmă. E, acum să vă văd, necredincioșilor, să văd ce mai comentați. Toată ziua clevetiți că popii umblă cu merțane, cu BMW-uri. Uite că mai sunt și gospodari care umblă cu excavatorul, domne. Sper că l-ați remarcat și pe tipul în haine reflectorizante care îi ținea straiele popii. Superb. Fărâmă-l și pe ăsta, că l-ai mișcat deja. Îl fărâm, da? L-ai mișcat? Bine. Să nu te iau cu levierul. Mamă, ce dracu. Ce dracu ești? Ne batem joc aici? Dă-o dracu de treabă. E, pe dracu. Da, înțeleg că era un cavou construit ilegal pe care părintele s-a apucat să-l demoleze cu mâna lui. Nu știu cine are dreptate, dar știu că scena e absolut monumentală. Mă, n-ai văzut așa ceva? Dumnezeu nu dă cu parul, în schimb popa dă bine de tot cu excavatorul. Sună la ProTV, bă, că vine ăsta din Caracal. Sună la ProTV. La ProTV. Nu i-am făcut nimic ale ta. Sună, mă, de ce? Păi, cum să nu? Să vadă toată lumea ce facem aici. Ce râs și bătaie de joc. A, mă rog, sunați la ProTV, dar cel mai bun în această speță era OTV-ul. Da, că tot ne aflăm lângă Caracal, orașul care ni l-a dat pe Dan Diaconescu. Of, dacă mai aveam OTV-ul, făcea spectacol acum. Știți cum era, nu? Doi ani trăgea OTV de acest caz, stătea lumea non-stop să se uite. Nu mai ieșea nimeni pe străzi, de drag stăteam în carantină. Știți ce zic? Adio pandemie, adio COVID. Tot poporul lipit de televizor, domne, să vadă în direct și în reluare demolarea cavoului. Cu invitați, cu public, cu experți și, desigur, cu strigoiul de la Megidia. Să avem pardon, am avut și ghinion. Ereditar, avem o gaură în buzunar. Dar progresăm, încet, încet toți emigrăm. Mai bine veneti decât argați la securii.